Onorată asistență, bună ziua! Eu sunt Anatol Petrenco, sunt președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova, asociația care poartă numele profesorului Alexandru Moșanu. În acest an, pe data de 15 octombrie, se vor împlini voia regelui României Ferdinand I și a reginei Maria, eveniment care a avut loc la Alba Iulia, nu întâmplător. Orașul Alba Iulia este un oraș simbol al românismului, al unității românilor, și regii au fost încoronați tocmai ca regi a unei țări întregite. Cu acest prilej, Asociația Istoricilor a luat decizia, împreună cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, să organizeze această masă rotundă, un eveniment prilejuit de ceea ce s-a întâmplat acum un secol în urmă, ca să scoatem în evidență importanța acestor figuri istorice pentru neamul nostru, rolul lor în istorie, în istoria noastră, a neamului nostru. Regii au călătorit și în Basarabia, cineva o să vorbească și despre aceste evenimente. Am pregătit câteva comunicări, biblioteca a pregătit această expoziție de carte cu imagini din acele timpuri. Și cu acest prilej și dați-mi voi să ofer cuvântul doamnei directoare a bibliotecii, Elena Tintelii, pentru un cuvânt de salut. Mulțumesc, domnul profesor, stimate domnule secretar de stat, Sergiu Gurin, onorat asistență, dragi profesori, universitari, cercetători, bibliotecari, dar și oameni de bună credință, cum este Vera Sale din partea dreaptă. O doamnă cu inimă mare care este prezentă aproape la toate evenimentele culturale și special cele de la Biblioteca Națională. Desigur că acest eveniment se desfășoară la Biblioteca Națională la inițiativa Asociației Alexandru Moșanu, dar nu numai la bibliotecă, acest eveniment se întâmplă în toate spații românești, acolo unde gândesc și vorbesc românește. Biblioteca Națională, în cazul dat, vine cu o parte din expoziția care sper eu că este și mai vastă în colecțiile Bibliotecii Naționale, ceea ce reprezintă anume personalitatea regelui Ferdinand I și Regina Maria. Majoritatea colecțiilor sunt donate de Ambasada României și Institutul Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău, cei care supunesc colecțiile noastre de fiecare dată cu publicații remarcabile ce țin în special de istoria spațiului românesc. Eu vin să mulțumesc Asociației Obștiești Alexandru Moșanu pentru această inițiativă și pentru că suntem parteneri și la propriu, dar și a figurat în cadrul evenimentelor istorice și culturale. Doresc acest eveniment să aibă și o avergură în măsura care noi ne-am propus și o participare activă a celor care sunt prezenți aici sau care urmează să ajungă la acest eveniment. Mulțumesc! Onorată asistență, m-am înscris la această masă rotundă cu o scurtă comunicare despre regele Ferdinand și Alexandru Margeloman în anul 1918. Așa s-a întâmplat că după
lovitura de stat bolșevică, imediat au urmat două decrete, istorici știu despre ce este vorba. Este vorba de decretul despre pământ și decretul despre pace, adică Rusia a ieșit din război. Și armata s-a dezorganizat, specialiștii știu că ea s-a bolșevizat și au trecut aici peste teritoriile care, militarii ruși, au trecut peste teritoriile în care ne aflăm noi, devastând gospodării, prădând și așa mai departe. Și în acest sens și situația României ca stat implicat în război, membru Antantei, s-a deteriorat. Pentru că folosindu-se de acest eveniment, germanii și austro-ungarii au înaintat. Iată, în așa condiții, regele Ferdinand îl numește pe Alexandru Margeloman prim-ministru. Prim-ministru puternicit să semneze pacea cu germanii. În literatură persistă această idee că Margeloman a fost filo-german și nu întâmplător pe dânsul l-a numit regele să fie el tocmai cel care se semneze pacea de la București. Vreau să vă spun că, da, știți, de aici toate se tragă, toate necazurile s-au tras lui Margeloman prin faptul că el a semnat acest tratat. El a lăsat secretarilor lui niște manuscrise, niște caiete, care au fost publicate atunci, la scurt timp după decesul lui Margeloman, ele se numesc note politice. În total sunt 5 volume de acest fel și ele au început să fie scoase de vânzare imediat după ce au apărut. Pentru că în aceste note politice Margeloman scrie așa cum au văzut el lucrurile și a caracterizat pe oamenii politici așa cum erau în realitate. De aceea, multora nu le-a plăcut situația asta și chiar ministrul de interne a fost cel care a dat ordin să fie scoasă din vânzare. Deci cartea nu s-a bucurat de mare popularitate. Aici, în Biblioteca Națională, există două volume. De aceea, de ediția Princeps există. Acum, colegii noștri istorice de la Buzău au luat decizia să retipărească aceste volume exact așa cum au fost ele tipărite. Chiar și culoarea hârtiei este asemănătoare cu cei ce au fost atunci în 1927. Aici sunt notele zilnice ale lui Margeloman. Zilnic e spus mult, el mai sărea câteva zile așa, dar în general cele mai principale evenimente au fost descrise. Și iată, eu aș vrea să vă spun despre această conlucrare, această activitate a lui Margeloman în calitate de prim-ministru. Da, el a semnat pacea, pacea de la Buftea, pacea de la București, o pace care nu a fost ușoară pentru România. Și dacă citim aceste volume, ne convingem. El nu a fost filo-german, cum a fost învinuit Margeloman, mă refer la dâns. El a fost filo-român, a fost. El a ținut cu neamul lui, cu țara lui. Și sigur că, probabil că știți, înainte de a intra în război, erau două curente în România. Unii pledau pentru intrarea României de partea germanilor și austro-ungarii, alții pledau pentru intrarea României de partea Antantei. Sigur că regina fiind și rudă cu familia imperială rusă și simpatiile fiind față de Sankt Petersburg, se lăsa impresia că România încet încet va intra în război de partea Antantei, de partea Rusiei. Iată, pe acest fundal era un curent de opinie publică în frunte, nu în frunte poate nu, dar unul din reprezentanți a fost Constantin Sterii, care pleda pentru ca România să intre în război de partea Triplei Alianțe, să elibereze Basarabia. Și aici este o întreagă polemică privind această discuție. Până la urmă, România a intrat în război de partea Rusiei. Ei, pe fondul acesta, Margeloman, sigur că fiind foarte competent, el a fost și ministrul externe, a fost permanent, a fost președintele Partidului Conservator, a fost membru a Senatului mult timp, sigur că a fost unul din cei mai competenți oameni. El considera că totuși trebuie să România să fie de partea
de partea puterilor centrale. Iată aici au fost învinuit, că el s-au etichetat, el a fost filo-german, el a ținut cu germani și un întâmplător probabil că regele pe dânsul l-a numit. Acum este pentru noi basarabieni foarte importantă activitatea lui Margoloman aici în Basarabia. El a fost în ședința Sfatului Țării, a avut un discurs în care a pledat pentru unirea Basarabiei cu România și în cartea asta, volumul 3, aici sunt, volumul 3. Aici în volumul 3 se descriu aceste evenimente în care a fost el prim-ministru. El a fost de la 5 martie 1918 până la 23 octombrie 1918, o perioadă nu foarte lungă, dar foarte, foarte importantă, foarte densă în evenimente și sigur că sunt lucruri interesante aici referitoare la raportul lui cu regele. El scrie că regele îi plăcea mult să vorbească. El vorbea și vorbea, spune că de la ora 11 a intrat și de la ora 1 și un sfert a ieșit de la discuția asta cu regele. Deci el a fost într-o legătură permanentă cu Ferdinand, a colucrat cu dânsul, a coordonat niște activități și în ceea ce privește unirea Basarabiei cu România, a fost în Chișinău aici, a fost la Sfatul Țării, în ședință și pe urmă seara s-au dat o șastă, istoricii cunosc lucrul ăsta. Este important aici să spunem un lucru. Margoloman nu să-l găsiți pe portrete și pe fel de fel, pentru că el era reprezentantul Partidului Conservator a marilor proprietari. Așa s-a întâmplat că aici, în istoriografia sovietică, marii proprietari erau scoși din istorie, ei erau exploatatori în muncii omului de către om. Și totul s-a prezentat în istorie, în istoriografie, din punct de vedere bolșevic, din punct de vedere a țărănimii și a clasei proletare, a muncitorilor. De ce? El ca mare proprietar și ca om care a pledat pentru proprietate privată și pentru pământ în proprietatea privată, a fost criticat de istoriografie sovietică și cu regret și de istoriografie post-sovietică. Și am aici exemplu, dar nu vreau să dau. Adică el este lăsat, a fost cu bună știință lăsat în undă. Da, nu merită, pentru că Margoloman a fost unul din artizanii Unirii Basarabiei. Toate aceste lucruri el aici le descrie. Este importantă scena asta când au fost niște reprezentanțe statului țării la Iași, pentru că capitala se mutase la Iași. Acolo e Inculeț și încă câțiva, stier era. Inculeț foarte mult le-a dat pentru autonomia Basarabiei în cadrul României întregite. Este un subiect care și-a mut. Desoare la urmă colegii noștri, că unirea a fost condiționată. Adică unirea Basarabiei cu România, ceea ce nu este foarte exact. Știți ce s-a întâmplat? Atunci când s-a destrămat Imperiul Țarist și s-a proclamat democrația în Rusia, guvernul Kerenski a promovat ideea unei federații a popoarelor care existau în Rusia și principiul naționalităților a fost unul din principiile de bază din primul război mondial. Acest principiu a fost susținut și de americani, președinte american. Lenin, care venise la putere, nu putea să nu țină cont de această cerință, această revendicare a popoarelor. Mă refer la polonezi, la cehi, la slovaci, la iugoslavi și altele care erau. Deci el, întâmplător, a semnat un decret cu privire la dreptul popoarelor la autodeterminare. Așa l-a spus Lenin. Bun, dar până atunci era această idee că se va forma o federație a popoarelor din Rusia pe bază de autonomie. Și se pare că după sau în momentul unirii Basarabiei cu România, această cerință încă mai plana la unii, încă mai doreau. Deși i s-a spus aici și Margoloman și prin consățământul regilor, bineînțeles, România este un stat centralizat. Constituția de atunci a României nu permitea autonomie în cadrul României.
Și lucrul este i s-a spus. El a predat în continuare și acolo în declarația de unire figurează această condiție, dar eu cred că ea era un fel de compromis, așa se pare, un fel de compromis cu aceste persoane care încă mai jânduiau să obțină o autonomie în cadrul României. Nu avea autonomie în cadrul Federației Ruse, da, acolo era logic, dar autonomie în cadrul României nu, nici o logică nu era. Și nici documentele nu permiteau acest lucru. În încheiere, eu iată ce vreau să spun. Sigur că această conlucrare între Ferdinand și Marcel Oman merită a fi studiată, ea trebuie știută. Până la urmă, Marcel Oman a fost scos din funcție pentru că s-a schimbat situația pe fronturi. Germania a ieșit din război, a fost înfrânt în război. De ce el a fost scos din funcție, vine alt guvern care reintroduce România în război de partea Antantei. Mulțumesc pentru atenție și acum oferim cuvântul. Știți cum, dacă o să fie întrebări la urmă, întrebări și discuții la urmă, dăm fiecare participant să vorbească. Mulțumesc, domnul profesor Anatol Petrencu, pentru această incursiune în relațiile dintre regele Ferdinand și Alexandru Marcel Oman, perioada anilor 1918. Oferim cuvântul în continuare domnului Ion Maxonov Pontu, conferențiar universitar, doctor în cadrul Universității de Stat din Moldova, cu comunicare, cohesiunea, întregile regale, forme de recunoștință și de legitimare a puterii. Doamna director, vă mulțumesc foarte mult. În asistență, lucrul a fost enunțat ca să fie un biologic, am să citesc mica mea comunicare. Din perspectivă istorică, potrivit cercetătorului crujan Doru Radosav, întregile regale constituie evenimente majore în viața unei comunități, oraș, cetate. Acestea formează discursuri legitimitoare și reprezentări ale puterii, marcând totodată elemente ale spectacolului, ieșit din realitate, care cultivă excesul, iluzia, butaforia și travestiul. Sub aspect semantic, suita regală ține să transmită câteva tipuri de mesaje: religios, civic, politic, social, militar și ideologic. Cortegiile intrărilor regale marchează reinstaurarea ordinii aferente puterii și reprezentării autorității. Dintr-o perspectivă a valorilor tradiționale de familie, imaginea regiului în calitate de pater patrie are o reprezentare socială simbolică, devenind rațiunea de a acționa sau de a exista pentru individ sau grupuri sociale. Simbolistica autorităților supreme poate fi rezumată la cele elemente necesare de introducere a valorilor și modelelor de conduită individuală și colectivă. Spre exemplu, dacă regele Ferdinand I întruchipa imaginea părintelui ocrotitor, tata, atunci regina Maria reprezenta mama grijulie și sensibilă, orientată spre necesitățile strigente ale poporului. Cu referire la rege, prezența acestuia în mijlocul supușilor săi corespunde logicii vechi, structurii mitice a bunului suveran, unsului Dumnezeu, care aduce pace și liniște acestora, aduce alinarea suferințelor și fortifică credința și bunătatea acestuia. Suveranul, în calitate de pater patrie, se îngrijește de supușii săi ca un bun tată de familie, de proprii săi familiari. Ca și în vremurile ancestrale, persista credința că prezența suveranului face să înceteze bolile sau epidemiile, oprește mulimile și foamea, aduce speranța și bucuria în inimile supușilor. Pe ansamblu, simbolistica suveranelor din perioada interbelică a reprezentat elementele esențiale și semnificative în producerea unei veritabile luxurianțe afective la nivel colectiv. Introduse în diverse ritualizări sociale, aceste simboluri au avut puterea de a sugera sacrul într-un context de efuziune colectivă. Simbolica călătorilor regale în teritoriile proaspăt unite, cum era Basarabia, a însemnat, dacă vreți, un gen de transfer de sacralitate, de noi forme, noi coduri de valori visate, valori de libertate, egalitate, fraternitate. Totodată, călătoriile dinastiei regale au constituit și o formă de manifestare a recunoștinței pentru a mulțumi supușilor pentru eforturile și gesturile de bunăvoință făcute pentru cauza monarhiei și a țării, inclusiv pentru a-i consola pe cei care sufereau de prigorile penuriilor și lipsurilor de tot felul. Referitor la călătoriile reginei Maria, noile teritorii unite cu țara, istoricul Nicolae Iorga constata, citesc,
Repetatele călătorii în Provinciile Unite, Ardealul, Bucovina, Basarabia, i-au arătat cât de puternic e legată ființa ei de inima unui popor întreg. Niciodată, desigur, regina n-a impus mai mult în afară de rangul ei suprem. Regalitatea vitejiei și milei de oameni o fac să poarte întotdeauna o coroană nevăzută care e mai scumpă decât toate juvaierile lumii. Vizitele regale în Basarabia pot fi asociate și cu anumite tendințe naționale de crearea a unui impact emoțional care mobilizează și oferă elemente identitare participanților, cu alte cuvinte, de consolidare a identității raportate la regimul monarhiei constituționale. Contemporanii înscriau călătoriile domnești în Basarabia în palmaresul plinii noastre tradiții. Suveranii României veneau în Basarabia, a fost la stăpânirea împăratului Nicolae al II-lea, verișorul reginei Maria, să-și prezinte autoritatea politică într-un spațiu contestat de bolșevici și măcinat de turbulențe cauzate de proximitatea și nerecunoașterea ministrului de frontiere de est a României regale. În aceste circunstanțe, presa locală avea să noteze că vizita suveranilor în Basarabia a spulberat legenda că duhurile rele, duhurile anarhiei și distrugerii de peste Nistru s-au putut încuiba în sufletele cetățenilor Basarabiei, iar conștiința și mândria națională a reînviat, a încolțit mai adânc în sufletele plugarilor ca și ale intelectualelor. Mai era vizată și o altă dimensiune a vizitelor regale, cea de stabilire a ordinii interne, acțiune ajustată amplului mecanism de modernizare a statului român. Această premisă era emergentă din cercul intim al familiei regale. Spre exemplu, lui Baset, secretarul particular al regiului și administratorul casei regale, explica că suveranii se duc în Basarabia, unde domnește nemulțumirea ca urmare a erorilor comise de personalul administrativ. Un deputat basarabian, Stroiescu, semnalase aceste abuzuri la cameră, dar i s-a închis gura. Lipsa de funcționari conștiencioși și bine pregătiți se simțea dinainte de război, azi se simte de două ori mai mult în toate instituțiile. În corespondența casei regale sunt înscrise realități sumbre ale provinciei, fapt care a perturbat inclusiv autoritatea regală. De exemplu, într-un raport asupra situației din Basarabia se menționa, citez: Majestate, înțelepciunea născută a poporului din Basarabia ne este zdruncinată. Încrederea țăranilor în sprijinul și îndrumarea celor alături de care au muncit, au produs și au câștigat existența nu este încă epuizată. Ceea ce poate pune capăt acestei încrederi este slăbirea ideii de autoritate. Ce încredere mai putem inspira oamenilor pentru a-i menține pe direcția bună acolo unde autoritățile și instituțiile sunt amenințate, fie de slăbiciunea sau angajamentele anterioare ale liderilor, fie de interesul celor care mai trebuie să speculeze mizeria oamenilor. La fel și regina Maria avea să noteze. Adevărul este că noua administrație fusese instalată după un program incredibil de prost, se făcuse greșeli, se comiseră brutalități, dar toate s-au aranjat de la sine. Asperitățile s-au netezit, inevitabilul a fost acceptat, răul s-a îndreptat. Limba română se predă peste tot și situația haotică din Rusia îi descurajează chiar și pe cei care au fost foarte înverșunați împotriva noastră. Spre deosebire de împărații ruși, suveranii României nu erau încadrați în suita de polițiști, considerând ce i-a captivat pe basarabeni. Spre exemplu, în mentalul colectiv, regele Ferdinand I a fost asociat cu imaginea legendară a justițiarului, a eroului care a oferit pământ sătenilor. La 13 martie 1920, atunci când în monitorul oficial apărea legea agrară pentru Basarabia, Ion Niculescu specifica faptul că acțiunea legislativă era de o importanță majoră. A doua operă mare după Unire este încoronarea țărănimii basarabene cu pământul strămoșesc în sânul României Mari, sub conducerea Marelui Rege, rege al țărănimilor. Într-adevăr, anterior, Ferdinand, nepot de frate al regelui Carol I, promitea la 22 martie 1917, într-un ordin adresat soldaților țărani, istoviți de război în proprietărirea și o mai largă participare la viața politică. Imaginea suveranilor s-a suprapus cu cea a țării, a României întregite. Evenimentele istorice fundamentale ale statului român erau într-o conexiune directă cu regalitatea. Considerații finale. Vizitele regale în Basarabia, intrat în componența României regale, suscită și azi, la peste 100 de ani de la consumarea evenimentelor, interesul vădit al cercetătorilor. Deși memorialistica vremii nu a fost încă epuizată, fiind posibile în continuare nuanțări făcute pe baza documentelor de arhivă, a literaturii de specialitate, dar și a memoriei colective, care mai urmează a fi sondată în cadrul unor noi cercetări, putem afirma că venirea suveranilor în capitala Basarabiei a sensibilizat, vădit populația,
fiind înregistrate pretutindeni entuziasm, declarații de fidelitate, gesturi de loialitate, bucuria localnicilor de a vedea suveranii cu ochii proprii, de a le vorbi și de a-i asculta. Călătoriile regale întreprinse în perioada interbelică în spațiul plutonistrean au avut menirea de a fixa și o imagine parentală în rândul populației, una apropiată valorilor patriarhale, caracteristice unei societăți agrare, cum era cea din Basarabia. Dacă imaginea împăratului rus era înaxată pe dimensiunea civilizației orientale, atunci cea a casei regale a României pe spațiul de sorgintă occidental. Dacă îmi permiteți câteva cuvinte despre OCAP în contextul în care ne aflăm la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, este foarte frumos să vorbim despre carte, onorată asistență. Anul acesta s-a desfășurat cel de-al treilea congres al istoricilor români la Alba Iulia. Evenimentul este unul simbolic, este și cel care ne-a adunat astăzi, legat de centenarul încoronării suveranilor. Și în cadrul evenimentului a fost lansată o lucrare elaborată de profesorul Ion Giurcă, colonel. Este un cercetător consacrat a istoriei militare, ahi cunoscut în spațiul românesc, și doctorandul domniei sale, Liviu Corciu. Dumnealor au pus în valoare 451 de documente depistate în arhivele naționale ale României, în arhivele militare de la Pitești, București, și scoate în evidență cele trei divizii militare care special au fost mobilizate pentru a asigura această încoronare în contextul în care siguranța română avea informații că se organizează atentate asupra suveranilor și aveau nevoie de securitate, de o securitate la maximum, cu atât mai mult că la Alba Iulia trebuia să vină capete încoronate din toată lumea. Și securitatea trebuia să fie asigurată la maximum, de aceea armata a fost mobilizată, a fost un secretar de stat de la Ministerul Apărării, care în mijlocit a fost președintele grupului de lucru și totul se ținea sub control. Armata a fost cea care a asigurat și componenta logistică, dar chiar și alimentația. Deci totul era trecut prin filtre. Renumita masa a primarilor de la București, unde au participat și primarii din Basarabia, a fost sub auspiciile armatei. Așa că consider că această carte este importantă și pentru noi, cu atât mai mult că aici găsim informații despre viitorul comandant al Corpului 3 de armată din Basarabia, generalul Ion Popovici, care va fi transferat la Chișinău după acest eveniment. Ceea ce ne arată că hotarul acesta de răsărit a României întregite la fel trebuia să fie bine verificat, cu atât mai mult că exista turbulențe la Nistru, și ceea ce s-a întâmplat, abia se întâmplă, zicem, peste 2 ani, în 1984, la Tatar Bunar, demonstra justeția clasii politice românești, că aici cotarul trebuie foarte bine consolidat. Deci aceasta este cartea și vă recomand, drag, domnul profesor Giurcă va veni la o conferință științifică, văd aici că programeze și domnul Cataraga, la Agenția pentru Știință și Istorie Militară și probabil că va face o donație și Bibliotecii Naționale. Mulțumim domnului Ion Senofontă pentru acest discurs. Acum oferim cuvântul domnului Ion Negrei, cercetător științific, care va prezenta comunicarea Monumentele Înălțate Regele Ferdinand prin spațiul Basarabian. Domnul Negrei este vicepreședinte al Asociației Istoricilor. Aici mai sunt câțiva conducători. Domnul Sergiu Curin, care a fost nominalizat, este membru Comitetului de Conducere a Asociației Istoricilor și proaspăt numit secretar de stat la Ministerul Educației. Felicitări! Domnul Chisidel, care a început să aplaude tot, este membru a conducerii Asociației Istoricilor. Este elev, dar știe tot atâta istorie cât Institutul de Istorie la Ansamblu. Părintele Viorel Cojocare tot este membru a conducerii, este doctor și acum mai susține un doctorat, o să fie de două ori doctor, diferite, așa. Crina care, o să auzim și tine să vorbim. Mulțumesc, poftiți, domnule. Stimați colegi, pentru ziua de astăzi, la această masă rotundă, mi-am propus să vorbesc despre monumentele dedicate regelui Ferdinand I, spațiul Basarabian. Menționez din start că în scurta perioadă cât basarabenii s-au aflat în componența statului român din 1918 până în 1940, perioada din 44 până în 44, noi am fost sub conducerea a trei regi. Din patru câți a avut România, Basarabia a fost sub conducerea. Primul care a fost regele Ferdinand I.
mai târziu am fost și în, în componența României și când a condus destinul de României Carol al II-lea și în, mai târziu și Mihai I. Din patru greci, noi, basarabienii, am fost sub trei. Fapt ce ne dă să constatăm că avem drepturi depline în istoria românilor și familia regală a fost o familie care a avut grijă și de interesele basarabienilor. Ferdinand I a fost regele la momentul unirii basarabiei cu România, 27 martie 1918. Regele Ferdinand I se afla la Bârlad și când la Chișinău se înfăptuia marele acest act al unirii, a expediat pe adresa Sfatului Țării următoarea telegramă. În scurtă am să-i dau știre. Cu adâncă emoție și cu inimă plină de bucurie, am primit știrea despre spontaneul act ce s-a săvârșit la Chișinău. Sentimentul național ce se deșteptase atât de puternic în timpurile de urmă, în inimile moldovenilor de dincolo de Prut, a primit prin votul înălțător al Sfatului Țării o solemnă afirmare. Un vis frumos s-a împlinit. Din suflet mulțumesc Bunul Dumnezeu că mi-a dat în zilele de nestriște, ca o dulce mângâiere, să văd după 100 de ani pe frații basarabieni venind iarăși la patria mămăi. Semnează regele Ferdinand. Iarăși, iată, acesta ar fi un prim contact a regelui Ferdinand cu Basarabia. Momentul unirii și această telegramă de felicitare. Mai târziu, regele Ferdinand promulghează decretul despre unirea Basarabiei cu România. Și în felul acesta, noi cu regele Ferdinand și am căpătat legitimitate de aflare a Basarabiei în componența statului român. Când are loc solemnitatea de la Alba Iulia, în 15 octombrie 1922, la această ceremonie participă și o delegație din Basarabia. Am aici fotografia acestor basarabieni care au participat la solemnitatea de la Alba Iulia. O delegație impunătoare, eu cred că sunt peste 100 de cetățeni din Basarabia, în majoritatea acestea erau primari din județele Orhei, Soroca, Chișinău, Lăpușna, Cetatea Albă și erau, aceștia au fost invitați ca să participe la solemnitate. Participă la solemnitatea de la Alba Iulia din 15 octombrie 1922 și mai târziu, a doua zi, la București are loc, așa zis, ziua primarilor. Și întreaga delegație de primari, care erau primari din întreaga României, s-au deplasat la București. Și această fotografie este făcută în fața Palatului Regal din București. Nu s-au păstrat multe exemplare de această fotografie, deci din cauza că acesta era un document compromițător pentru primarii basarabieni după 1940. O simplă aflare pe această fotografie era deja egalat cu deportare, deoarece a participat la un eveniment de așa. Așa cum erau persecutați cei care au făcut unirea, așa erau persecutați cei care au mers la ceremonie de la Alba Iulia din 1922. În acest cuvânt introductiv, concluzia este următoarea, că basarabienii au participat la toate ceremoniile și la actul de împlinire a Unității Naționale și la actul încoronării. Și la actul încoronării. În afară de primarie, la ceremonia de încoronare a participat și Ion Împuleț, și Pan Calipa, și Ion Pelivan, și alți oameni politici care activau la acel moment. Autoritatea regiului a crescut, regiului Ferdinand a crescut și prin aceea că în 1920 promulgă legea despre reforma agrară, votată de către Sfatul Țării în 27 octombrie 1918 și în 20 o promulgă regele printr-un decret. În felul acesta, regele vine în fața basarabienilor ca acel rege care le dă pământ. Reforma agrară, care este făcută în 1920-23, este o reformă care are la bază decretul regelui Ferdinand I.
Basarabenii îl numeau, care erau rusificați, îl numeau creștianski coroi. Ei făceau comparații cu împăratul Rusiei, care nu făcea o asemenea oferte țăranilor de împroprietărire, iar pe Ferdinand îl cataloghează ca un rege care avea grijă de interesele țărane. Și regele, când vine prima dată în Basarabia, în ceară, în 1920, când vine, are loc prima ceremonie de înmânare a documentelor de împroprietărire a unui număr de țărani basarabeni. Mai târziu, în 20-21, toți țăranii primesc împroprietărirea în baza decretului regelui Ferdinand I. De aceea, autoritatea lui a fost foarte mare în Basarabia, din diferite puncte de vedere. Mai spun unul. Regele Ferdinand promulgă în 1919 legea electorală, prin care se extinde numărul de participanți la procesul electoral. Dacă până la 1919 era un cenz de acesta de avere și numărul de participanți la alegeri era foarte impus, după legea electorală din 1919 s-a extins mult și țăranii primesc dreptul de a participa la alegeri. Și în alegerile din octombrie 1919, pentru prima oară, participă în baza acestei legi și basarabenii, de rând cu bucovinenii și transilvanenii, la alegerea primului Parlament Unit al României, al României întregite. Iată câteva momente ce i-a făcut autoritatea regelui în Basarabia. Și din acest punct de vedere și basarabenii au răspuns cu respect față de rege și n-a început o campanie, dar au găsit de cuvință ca să ridice busturi și monumente regelui Ferdinand în Basarabia. Am aici un registru al busturilor și monumentelor ridicate lui regelui Ferdinand I și am să citesc așa doar unde au fost în perioada interbelică. Ele au fost ridicate în partea finală, adică a aflării noastre în componența României, în anii 37, 38, 39 și 40. Și din acest considerent, ele foarte puțin au fost în spațiul public și după 1940 au fost toate distruse, șterse de pe fața Pământului și în conștiința populației, în conștiința istorică, ele aproape că nu s-au păstrat. Iată de aceea, când am să vă spun că am enumerat aici 7 busturi și 2 monumente în spațiul basarabian, ridicate în 1934, 37, 38, 39, toate acestea, vă pare poate că sunt multe. Busturi. A fost ridicat la Țipilu Vasoroca, la 14 septembrie 1937. Un alt bust, la Rezina Orhei, la 27 septembrie 37, aproape peste 10 zile. Ambele sculptori era Alexandru Plămădeal, sculptor, da. La Ismail, la 4 octombrie 1937, a fost ridicat un monument. Îl am aici monumentul, iată. Acesta e monumentul de la Ismail. Un alt, la Cetatea Altă, un bust, la 28 septembrie 1938, la Nisporeni, la Pușna, la 17 octombrie 1938, sculptor Plămădeală, la Chișinău, un monument, la 5 februarie 1939, sculptor Oscar Han. La Ialoveni, județul Pușna, 29 iunie 1939, sculptor Alexandru Plămădeală, la Varnița, județul Tighina, 1939, sculptor Alexandru Plămădeală, și un bust la Șava, în 1938 sau 39, că nu am datele precise, sculptor Ion Dumitriu Vârlan. Acestea sunt 7 monumente, dintre care 7 busturi și 2 statui. Din acestea, în 1940, odată cu ocupația sovietică, busturile dedicate regelui Ferdinand și alte monumente istorice au fost demolate, au fost aruncate. Unele aruncate în Nistru, altele
distruse de armata sovietică. Odată cu revenirea autorităților române după eliberarea Basarabiei în 1941-44, unele din dânsele au fost repuse la pe socul unde s-a păstrat. Și s-au păstrat și s-au repus pe socul acestea și la Ialoveni, la Isporien, unde s-au pus acelea, pe alocuri s-au pus și alte busturi, dar s-a revenit. Nu peste tot. După iarăși au fost de scurtă durată, 41-44, în 45, odată cu înaintarea sovieticilor, ele sunt distruse și dispar. În perioada independenței Republicii Moldova, unele din acestea, și am aici lista lor, care au fost repuse la loc, au fost repuse la, prin efortul avocatul Iulian Rusanovski, președintele Asociației Monumentum, care, cât e să, Iulian, tu ai? Eu am 6, tu mai mult. Duminica 7. Duminica 7, da? Și eu le citesc aici. Nisporeni a fost repus, Ialoveni repus, la Țepilova, la Varnița, la Rezina și la Vereje. Și duminică urmează a fi inaugurat un monument, un bust nou la Orhiei. La Orhiei. Iată care este situația cu busturile puse în perioada interbelică, repuse în perioada administrației române. În fiecare bust are o istorie aparte. Monumentul din Chișinău este cel mai frumos, un monument frumos care a stat în centrul Chișinăului. Iată, a stat pe axa aceasta, Metropolia, Catedrala și pe locul unde a stat Lenin. Iată, aici a fost inaugurat acest, din 39 până în 40, practic, un an de zile s-a aflat în atenția publică. Mai mult a dispărut. N-a fost repus în perioada, perioada 41-44, monumentul acesta n-a fost repus, el a dispărut și nici azi. Nu se știe unde se află. Este în fața primăriei la Iași. Da, în fața primăriei la Iași este un altul. În față este un monument recent făcut și el așteaptă să fie adus la Chișinău ca donație. Dar deocamdată nu este acceptat, nu știu care e situația. Și în fața primăriei Chișinău stă regele Ferdinand ca să ajungă la Chișinău. Asta e. Asta sunt. Eu aș ruga aici, în continuare, așa și am prevăzut acest program, ca Iulian Rusanovski să vorbească despre activitățile, despre repunerea busturilor, care sunt problemele și din să știi foarte. Oferim cuvântul domnului Iulian Rusanovski, este avocat, președinte la Asociației Monumentum. Va vorbi despre restabilirea monumentului regelui Ferdinand în spațiul basarabian și proiectul de edificare a statuii Reginei Mariei. Poftim! Mulțumesc! Bună ziua la toți! În primul rând îmi cer scuze că m-am întârziat. Întârzierea s-a fost motivată. Noi astăzi am restabilit un monument la Cepeliuți, Raimonul Ocnița, care a fost identificat recent și care pe nume de o să vă transmit acolo să vedeți imagine de parte, pe partea care s-a mai păstrat în acest monument, Sintagma Voievod Mihai, deci Căminul Cultural în 1937, a ridicat un monument pentru eroi din primul război mondial, Căminul Cultural se numea Voievod Mihai, adică era purta numele regelui Mihai I. Pentru că regele Mihai I, știți că mai era numit ca voievod de Albaiuri. Și astăzi am reușit să-l repunem, am restabilit acele părți care lipseau, și acesta a fost motivul pentru care m-am reținut. Test asta, ca să toată lumea care este interesat. Referitor la monumentele care au fost restabilite, eu am să fiu cât sfate de scurt, dacă îmi permiteți maxim 10 minute. Ideea restabilirii busturilor regelui Ferdinand a apărut după ce am aflat despre existența lor, când lucram la restabilirea monumentului celor 3 martiri, care, de fapt, este primul monument restabilit cu simbolist trigalist. Monumentul 3 martiri, amplasat în fața Catedralei din Chișinău, pare, în partea superioară, coroana regală.
element care l-am descoperit mult mai târziu. Noi am documentat un an și jumătate acel monument, am găsit foarte greu fotografii care să ne permită să observăm fiecare detaliu arhitectural al monumentului, însă într-un final am înțeles că este vorba despre, credeam că e unitere episcopală, când am înțeles că este vorba despre coroana regală. A și fost restabilită coroana regală după motivul corespunzător. Însă în această perioadă de documentare am aflat că în Basarabia românească au existat cel puțin 10 monumente încernate regelui Ferdinand. Pe teritoriul Republicii Moldova, la acea dată știam de 5 monumente. Și este vorba de Ialoveni, Sporeni, Rezina, Țăpilova și Varnița. Primul avea să fie restabilit sau să începem lucrările de restabilire asupra bustului regelui Ferdinand de la Ialoveni, care a fost opera lui Alexandru Plămădeanu și tot dosarul de edificare a monumentului, 1936-1939, s-a păstrat în Arhiva Națională. Și am găsit acolo și schițe, am găsit și fotografii și a fost foarte ușor ca să începem lucrul. Însă a venit primarul de la Nisporin, care a spus că la Nisporin trebuie să fie primul bust în stat. Și cumva s-au grăbit lucrurile, s-a format și o echipă de tineri din Nisporin care au făcut colecte publică pentru mijloacele financiare de care aveam nevoie. Au mai fost și unii deputați care au donat niște sume de bani și în felul ăsta am reușit concomitent, dar puțin mai devreme, să restabilim și bustul de la Nisporin. Ambele busturi, Ialoveni și Nisporin, au fost amplasate în perioada interbelică pe niște postamente din piatră care au fost ridicate în 1912-1912, comemorând 100 de ani de la alipirea Basarabiei sau unirea Basarabiei, cum spuneau ei, cu sora mai mare, care de fapt nu era sora mai mare, era băta mai mare a Basarabiei. Și acele busturi a țarului Alexandru I au fost demolate tot de către armatele ruse bolșevizate în 1917 și sunt documente de arhivă care demonstrează acest lucru. Și postamentele au rămas în voia sorții. Și abia pe anii 37-38, când s-a aniversat 10 ani de la trecerea la cele veșnice a legii lui Ferdinand, s-au format nuclei locale care au decis restabilirea monumentului. Ialoveni a fost singura localitate unde bustul a fost refăcut după invazia rușilor în Basarabia, în 1940. În 41 a fost refăcut bustul inaugurat în 42, în 44 iarăși distrus și în 2016 noi l-am repus la un loc de cinste, nu pe locul vechi, pentru că locul vechi este undeva la periferia orașului, a fost imposibil, l-am pus în fața Consiliului Reunat. Monumentul cu trei vieți, așa spunem, pentru că e a treia oară când este repus. Iar Nisporeniu, deja v-am spus câteva cuvinte, a fost o deschidere deosebită din partea autorităților locale, nu au fost întâmpinate dificultăți deosebite, după care ne-am propus să refacem bustul regiului Ferdinand de la Rezina. La Rezina, iarăși, opera lui Alexandru Plămădeanu. Deci toate cele trei au fost opera lui Plămădeanu. S-a păstrat o singură fotografie de epocă, după care a fost posibilă restabilirea și a postamentului și a bustului. Deși postamentul a fost din beton în interbelic, noi am decis să-l facem din piatră de Cosăuș, pentru că este specific basarabienilor. Piatră de Cosăuș, știm foarte bine și reprezintă pentru noi și nu am vrut să-l turnăm din beton, cu ornamente exact ca în fotografie interbelică. Schița aia aparține lui Alexandru Plămădeanu. Locul, iarăși, nu a fost cel vechi, pentru că bustul, satul vechi, știți, s-a mutat după construcția barajului de la Cuciurgan, de la Băsar. Da, o parte din sat a fost dezblocată, respectiv am decis să-l instalăm într-un scuar, într-un parc, care era într-o debandată extraordinară. Primăria, mai bine spus primarul, Semion Tatarov, un om deosebit, a identificat ultimul finanțare de 10.000 de euro, datorită căreia a schimbat fața parcului în general. Alei din piatră de Cosăuț, bănci, luminat nocturn. Deci locul unde se află astăzi bustul de Ferdinand la Rezina este, de fapt, centrul cultural al localității. Oamenii merg la nunți, fotografiază la botezuri, la copii. Deci cele mai importante evenimente sunt în jurul acestui bust a regelui Ferdinand. A fost inaugurat, deși programat în septembrie 2017, a fost inaugurat la 24 martie 2018, când s-a aniversat 100 de ani de la unirea simbolică a județului Vorhei cu România. Știți foarte bine că județul Suroca, Bălți, Suroca și Vorhei au votat niște declarații de unire înainte de 27 martie 1918 cu țara mamă. Și nu zadar a fost ales acest moment. În aceeași zi s-a mai inaugurat un monument care este închinat erorilor din primul război mondial, dar care poartă pasorie foregele Ferdinand. Este vorba de monumentul de la Lipceni. Un alt monument despre care am aflat pe un cort ziar, fiind vorba de ziarul cuvânt moldovenesc. După aceea fotografii l-am restabilit.
Acolo s-au început deja dificultățile, că ați menționat mai devreme. Ministerul Culturii a refuzat să ne dea viz favorabil, obligându-ne să căutăm informații suplimentare despre acel monument, fiindcă din acea fotografie nu se vede clar dacă obeliscul era vorba din obelisc, un vultur cruciat în vârf și patrulie cu regiile în față. Și pe cei de la minister nu era clar dacă este obeliscul din beton sau dacă este din piatră și să facem exact din materialul care a fost. Deci niște chestiuni care eu nu prea le-am înțeles, dar noi am decis să instalăm monumentul fără avizul ministerului și l-am făcut din piatră de Cosăuți, după un proiect profesionist, prescris în proporțiile. Vulturul a fost făcut din bronz, deși interbelica a fost turnat în beton, pentru că nu aveau posibilitatea atunci să facă din bronz și pasorelieful la fel a fost făcut din bronz. După monumentul de la rezină, pe care îl consideră cel mai reușit, și este și după proporții și după locul de amplasare, ne-am propus să restabilim bustul regiului Ferdinand de la Țăpilă. Am aflat într-un colț de ziare, eram apropo la Biblioteca Națională, căutând informații despre alt monument. Și mi-a apărut tot așa într-un ziar o domnișoară de la Țăpilova, care intrase la Facultatea de Jurnalistică și a publicat un articol, era studentă, despre ce aveau ei în sat mai bun. Și era o piatră răsturnată la ei în sat. Piatra respectivă era cumva locul unde se întâlneau tinerii și făceau cora și aveau diferite evenimente culturale, dar nimeni nu știa ce e cu piatra respectivă. Să uitați în timp. Și au răsturnat-o la un moment dat, în 2002-2003, nu mă țin minte exact, și au văzut că acea piatră este scris Maiestății sale Regele Ferdinand I. Și iată, atâta informație am găsit. M-am deplasat la fața locului cu un coleg de-al meu, Ion Dele, și cu părintele Radu Rusu, de la atunci era sluja la Soroca. Am descoperit această capodoperă, pentru că era practic singurul postament care se păstrase la un bust închinat de Regele Ferdinand și textul păstrat integral, cu greșeli, Ferdinand, fără întâi, ceva deosebit. Sculptorul Ion Șândilă de la Cosăuță a fost cel care a realizat opera. Nu știm dacă bustul a fost din piatră sau din bronz, n-am găsit în istoriografie mărturii, dar în garajul postului primar am descoperit fotografie vechiului monument. Mă rog, păstrat în condiții, aruncat undeva, ca să fiu așa mai explicit, cu niște șuruburi peste ea. Am luat o fotografie, am împrumutat-o, nu i-am mai dat omului înapoi, sunt vinovat, dar am dat-o la muzeu. Pentru că va deschide nou pus în garaj și trebuie valorificat acea fotografie. Pe acea fotografie se vedea nu doar bustul și postamentul, dar și cei 8 piloni care erau în jurul monumentului cu lanțuri metalice și ctitorii, familia lui Ilie Volchenko. Monumentul a fost salvat, deci este un caz care m-a cutremurat. A fost salvat bronzul cu prețul vieții de către diaconul din sat, bunelul părintelui Vasile Cebandu, l-a fost deștept de el obiect. L-au ascuns împreună cu doi consătieni în podeaua casă. În 40, când au venit rușii, nu mai intrase în Soroca și ei l-au ascuns în acea noapte bustul. L-au repus pe postament în 41, când a fost eliberat în Basarabia, fapt pentru care a fost gratificat de către Casa Regală a României, dar și de către administrația de atunci. Am găsit documentul corespunzător în arhiva de la Ilfo. Este un fond al prefecturii Soroca, așa cum am găsit acest document. Însă, în 44, acest act de curaj a fost fatal, fiindcă el a fost identificat și deportat în Siberia, de unde nu s-a mai întors. Pe capul lui s-a pus un preț foarte mare, 40, pe capul celor care au ascuns bustul, sovieti, și i-au promis 20.000 de rubli pentru cei care îl vor turna. N-au știut nimeni, nici soția lui nu a știut faptul că este bustul ascuns. Însă în 44 a fost deportat. Când am inaugurat acest bust, a fost a doua inaugurare din cele 4 monumente când a fost prezent Casa Regală, prin și Radu. De asemenea, la inaugurarea monumentului a fost și o casă de film din Austria, care lucra la un film Trenul Regal, doar despre Casa Regală din România, și secvența din sculptarea monumentului și din inaugurarea lui au fost introduse în acest film. Filmul a fost garnizat, a luat și primii la Berlinale, dar nu l-am găsit deocamdată în spațiu public, adică nu este accesibil decât în cinematografie. La inaugurarea monumentului, și cu asta închei despre Țăpilova, părintele Vasile Cebanu a căzut în genunchi, că asta m-a emoționat cel mai mult, și în surdină cumva a exclamat că eram aproape de monument, bunele învins. Deci, restabilirea monumentului a fost totuși un omagiu adus inclusiv acestui erou
mai puțin cunoscut de către noi, care tot Teamă Vasile Ciobanu și datorită lui a mai rezistat monumentul până în 1944. A urmat al cincilea bust la Varnița. La Varnița n-am avut decât documente care mărturiseau despre existența monumentului. Tot plămădeala l-a ascultat. Cel de la Varnița a fost inaugurat în 1939, datorită Căminului Cultural Sfântul Gheorghe. Din localitate, însă, neavând nicio fotografie, nicio schiță, nicio descriere clară cum a fost postamentul și cum a fost bustul, am decis să-l restabilim pe cel de la Cetatea Albă. Spun minciuni, Șabu, Cetatea Albă. Deci, lângă Cetatea Albă este o comună Șabu, da, știți foarte bine. Și acolo s-a păstrat postamentul, pentru că pe cel postament sovietici au pus bustul lui Stalin, după asta l-au pus pe al lui Lenin. Acum, cu desovietizarea Ucrainei, l-au dat jos și pe Lenin și a rămas doar postamentul cu scoarul întreg, cu stâlpi, cu lanțuri, doar bustul mai lipsește. Și am decis că până va fi restabilit la Șabu, să-l restabilim la Varnița pe cel care a fost la Șabu, având și fotografia bronzului și am fost personal la Șabu, am luat dimensiunile postamentului și l-am refăcut la Varnița. Datorită unor familii din acea localitate care au susținut proiectul financiar, primăria a fost foarte deschisă pe deoparte, însă la inaugurare au fost toți absenți, luând în considerație specificul locului, să nu-l supere pe cutare sau cutare, dar suntem cel puțin mulțumiți că am avut aprobările corespunzătoare pentru instalarea monumentului. El a fost pus în școala de arte din Varnița, apropo, nu de parte de monumentul soldatului sovietic. Dar vreau să vă spun că monumentul de la Varnița și în interpelic a fost și monument a eroilor căzuți în Primul Război Mondial, purtând pe postament și atunci și acum numele eroilor varnițeneni care au căzut în Primul Război Mondial. Crezând că am încheiat restabilirea monumentelor închinate regiului Ferdinand, întâmplarea, care este de fapt o manifestare discretă a lui Dumnezeu, face ca să mă întâlnesc cu decretatul Nicolae Dabija lângă Teatrul de Operă și Balet Maria Bieșo. Și el îmi spune întreagă, dar mă știa doar la față, altfel n-am avut ocazie să ne cunoaștem, știi că mai este și la Gărejeni în postament unde a fost bustul Ferdinand. Nu știa. L-am căutat primar, ne-am deplasat la Gărejeni, într-adevăr era un postament doar cu var de jur împrejur, mai mult nimic. Am primarul un om deosebit, Serghei Popa, cred că cel mai sufletist primar, bine am restabilit monumentele lui Ferdinand. Nu vreau pe ceilalți să mă cânsesc, dar ăsta a fost foarte implicat, sufletește. A stat cu noi, deci 3 zile cu Periuța, cu restauratorul și am scos tot varul din acel monument. Este, de fapt, o capodoperă. Vă recomand să mergeți să vedeți monumentul de la Verejeni. Este la 500 de metri de la drumul Ochiei Bălți, deci ușor accesibil. Noi l-am botezat Columna de la Verejeni, fiindcă după ce am îndepărtat straturile de var, cele trei părți ale postamentului, pe partea de jos, sunt 3 basoreliefe. Într-un basorelief, un soldat în tranșee care aruncă o grenadă, în alt basorelief, 4 călăreți cu sabia și unul cade, altul omoară, și în alt basorelief, iarăși un călăreț care este împușcat cu o armă din spate și îi cade sabia din mâna dreaptă. Deci se văd clar secvențe din diferite războaie, probabil am încercat să găsesc niște explicații la instituțiile care interpretează simbolurile militare, dar n-am reușit să găsesc o concluzie finală, dar credem că este vorba de câteva scene din războiul de independență, fiindcă basarabenii au participat în războiul de independență, fiind în componența armatei ruse, alături de armata română, care la 1877-1878 i-au bătut pe turci, după asta România și-a recuperat independența. Unii sunt luptele cu sabia, probabil, deși și atunci au fost tunuri și alte instrumente de artilerie. Iar cel unde sunt soldați în tranșee și cu grenade, este vorba de Primul Război Mondial. În spatele monumentului este istoricul acestuia, cine l-a făcut, când l-a făcut, cu lux de amănunte. În dreapta și în stânga sunt eroii din sat căzuți în Primul Război Mondial, iar în față un chip egal, un basorelief parțial deteriorat, care ne-a dat mare bătăi de cap, fiindcă o parte din martori oculari spuneau că a fost bustul lui Carol al II-lea, pe acel loc o parte spuneau că a fost bustul lui Ferdinand. Și chiar nu mi-aș fi dorit să restaurez bustul lui Ferdinand în locul lui Carol, sau invers. Am mers pe intuiții care n-a dat greș, am restabilit bustul lui Ferdinand, intuind că aceea efigie din fața postamentului este a lui Carol al II-lea, fiindcă ea este disproporționată efigia cu monumentul și pe mai multe emisii monetare din perioada interbelică, lui Carol al II-lea îi plăcea să apară disproporționat în raport cu efigia în mijlocie. Nu știu de ce, ori așa era sculptor, ori așa erau preferințele lui și, într-adevăr, după inaugurarea monumentului, am găsit istoricul satului. Monografia statului Berejeni descrie cert că la Berejeni a fost bustul regiului Ferdinand. Și atunci am arătat primarul, zic că am nimerit la fix. Vara aceasta, fiind în concediu, studiam niște arhive care au
au fost o serie de ziare scanate din niște unguri în România și erau și ziare românești. Și căutând cuvinte cheie, că asta era până la urmă cheia acestui portal, am găsit un bust, o fotografie de acest bust, a regelui Ferdinand și o inscripție de sus. Regele, bustul regelui Ferdinand I, dezvelit duminică la Orhiei, opera sculptorului Dimitriu Bărlan. Să-ți transcriți ca să vadă dată lumea. Asta este tot ce am găsit. Inaugurată la 3 zile după ce a fost sfințit bustul de la Derejeni. Deci Derejeni și Orhiei erau ambele într-un județ, la o distanță de, nu știu, 20 de kilometri. Și asta s-a întâmplat în 1 august, i-am scris preotului lui Sergiu Aga de la Metropolia Basarabiei din acea localitate, dacă ar fi de acord să instalăm bustul lângă biserica lui. Fiind, de fapt, și un loc foarte bun, undeva lângă Orhiile, dacă asta sunt Orhiei. Deschiderea este foarte bună lângă biserică, este accesibilă tuturor trecătorilor și curtea bisericii nu este îngrădită, deci este un loc minunat. El a fost de acord, a mers pe această schiță de bust și postamentul a fost făcut în replică cel de la Rezi, care este destul de impunător. Postamentul a fost deja instalat și bustul va fi instalat mâine seară, duminică, la orele 11 și cine vrea să vină, vă așteptăm la inaugurare. Este cel de-al 7-lea bust închinat regiului Ferdinand, despre care știm că a existat pe teritoriul Republicii Moldova. Nu, trebuie să recunosc că nu avem mare aprobări pentru acest monument, nici nu am considerat de cuvință, pentru că este amplasat pe teren privat. Dar nedorința, pe de altă parte, de a insista pe aprobările de rigoare, vine din dintr-o versionare a unor autorități de care ne-am lovit în procesul de edificare a statuii Reginei Marii. Am început încă din 2018, conștientizând că anul acesta este centenarul coronării, să încercăm să obținem aprobările necesare pentru înălțarea unei statui. Este, de fapt, o inițiativă interbiblică. 1939, am găsit mai multe mărturii în publicistica vremii, s-a făcut și un comitet pentru colectarea banilor, s-a edificat și un sculptor care să lucreze la această statuie. S-au alocat bani pentru concursul de selectare a autorului. Războiul n-a permis finisarea inițiativei, însă, din 2018 am început să adunăm martiri, revin la idee, și am reușit în septembrie 2021 să obținem decizia Consiliului Municipal Chișinău. Trebuie să recunosc cu sprijinul a două persoane din Consiliu, este vorba de consilierul Rustan Verbițchi și primarul general Ion Ceva, care, spre mirarea mea, și-a convins colegii de partid să voteze pentru, sau cei care sunt împotrivă, să părăsească sala Consiliului Municipal. Nu m-am așteptat la un asemenea succes, însă dezamăgirea a fost pe măsură. După ce am luat decizia de Consiliu, ne-a fost foarte greu să obținem hotărâre de guvern. Cred că stranul nu ar părea. A blocat-o inițial Ministerul Apărării și n-am înțeles de ce Cancelarea de Stat a solicitat avizul Ministerului Apărării, care nu are nicio treabă cu cultura și originea Maria, nu cu cultura în general, mă refer la partea de patrimoniu cultural, de monumente de corp public. Ei au, într-adevăr, atribuții când este vorba de un monument, de o operă comemorativă de război, da? Cum sunt monumentele de memoria eroilor, când este vorba de origine sau de un domnitor, nu este treaba Ministerului Apărării. Bun, au solicitat. Ministerul Apărării a ținut dosarul la murat la 2 luni, invocând faptul că nu e timp, nu e moment, că să nu supărăm pe ăla, să nu supărăm pe celălalt. Bun, până la urmă am solicitat mai multe poziții oficiale, am făcut demersurile corespunzătoare și față de statul român și față de ambasadă, ca să fie clar de ce Ministerul nu vrea să dea un risc. E eu și negativ. Și într-un final, Ministerul Apărării a avizat favorabil proiectul de hotărâre de guvern. După care ne-am blocat în Ministerul Dezvoltării și Infrastructurii, care iarăși nu am înțeles ce treabă are cu monumentul nostru și ne-au dat 3 vize negative. Din cauza lor, nu dorea Cancelarea de Stat să transmită proiectul de hotărâre de guvern guvernului spre aprobare. Prima dată ne-au dat aviz negativ pe motiv că după ora 3, umbra despre biserică, să deschid o mică paranteză, statuia urmează să fie amplasată în scoarul liceului Gheorghe Asahi, instituție de învățământ care i-a purtat numele, și cu spatele spre biserica, capela liceului, Biserica Sfânta Teodora de la Sicla, cu privirea spre strada 31 august. Și cei de la Minister au invocat faptul că după ora 3, umbra de pe biserică, dinspre biserică, va cădea spre statuie. Și trebuie să găsim alt loc. Și în genere, biserica monument istoric, trebuie să respectăm 50 de metri distanță și ar fi bine să punem în afara orașului, pentru că prin centrul orașului sunt mai clădiri istorice și da. Da, erau pe altă planetă. Eu credeam că eu sunt nebun când, după ce am ieșit de acolo. Dar le-am explicat domnilor un lucru foarte clar. Noi am avut aviză favorabilă la Comisia Națională de Monumente Istorice.
Comisia este un singur organ competent să permită influența față de monumentele istorice. Dacă această comisie spune că da, puteți să vă amplațați la o distanță de 4 metri de biserică, Ministerul Dezvoltării și Infrastructurii nu trebuie să aibă nicio obiecție la acest capitol. Bun, am văzut că au dat-o în vară, au găsit alt motiv. Să mă duc să schimb planul urbanistic general al Chișinăului, care nu poate schimba primăria din 1995, a să o schimb eu, că dacă actualul primar va dori să facă pe acel loc un havuz, o să aibă temii să-mi demoleze mie statuie, că el să facă un havuz. Și mi-am adus aminte de povestea lui, nu știu, Grande sau Caragele, nu mai țin minte, cu cel care arunca mânușile cu furca în pod și stelefnul în care de drobă de sare și copilul care stătea în leagă în lângă sobă, adică dacă și cu parc. Și am văzut că gluma se îngroașe, am început iarăși să fac scandal. Pe mine, dacă mă dai afară cu fereastră, știți că eu îmi fiu ușor, dacă mă dai duș, îmi fiu fereastră. Și am fost, nu vă mai spun pe unde am fost și cât scandal am făcut, că într-un final, cei de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Infrastructurii se dea un aviz de propoziții, că este cel mai bun proiect și este avizat pozitiv. Au dispărut și umbra, și abuzul, și planul urbanistic. Deci nu mai trebuie schimbat nimic. Soarele răsare din altă parte. Din altă parte, da, da. De la răsărit acum răsare. Niciodată să iisă. Bun. Crezând că gata, gata. Mă duc și eu certificatul de proiectare, l-am luat și drept. Însă, ca să iei autorizația, mai e nevoie de un aviz. Avizul de la Comisia Națională a Monumentelor de Fort Public. Și acolo, unde dai, nu mă ascultă. Și apare întrebarea simplă, cine face proiectul? Dacă am făcut concurs, noi obligați să facem concurs. Noi după regele, nu putem să fim obligați, pentru că noi facem monumentul din fonduri private. Donații, căutări, sponsorizări, și așa mai departe. Nu trebuie să faci concurs. Bine, facem. Am anunțat concurs, am făcut o comisie care era sub conducerea domnului profesor Ion Negri. Au fost invitați specialiști de la Academia de Arte, rectorul, deci exact după regulamentul care ei l-a dea, o arhitect, tot cum era după regulament. După care ne-am dus iar la comisie. La comisie, prima comisie a fost în iunie 2022. N-au discutat deloc partea estetică a schiței, a conceptului. Am făcut un mulaj de 1 la 10. Au încercat să ne oblige să facem un alt concurs, pentru că cei mai buni artiști n-au reușit să participe la... au participat cei mai proști. Cei mai buni n-au avut timp, deci o lună de zile n-a fost suficient ca ei să poată participa. Muza vine mai greu. Și să le dăm la dispoziție 3 luni, 6 luni, dacă este posibil. Am spus nu, nu facem alt concurs. Pentru că noi l-am anunțat prin televiziune, prin Facebook, că l-am dat cu Ministerul Culturii, l-a transmis în postul la fiecare sculptor. Toți care au vrut să participe și au putut participa. Chiar dacă n-a fost dosarul complet, noi n-am descalificat pe nimic. Am dat posibilitatea să completeze cu acte de la fisc, când am datorie la stat, mai târziu. Deci n-a fost o chestie. Important era să ne dea ori în creion, ori în plastelină, macheta ofertei lor, propunerii lor. Am refuzat categoric. Ei un pic, se pare că au făcut un pas înapoi. Mi-a dat o scrisoare oficială că dacă noi insistăm, ei acceptă sculptorul care a câștigat concursul, dar să facă două machete. Cel puțin. Bun, am făcut două machete. Am făcut două machete, am fost în altă ședință a comisiei la sfârșitul lunii iulie, 20-25, nu mai aduc aminte exact data. Iarăși n-au discutat nimic despre machetă, despre cât de frumoasă sau reușită sau nereușită este. Unul din membrii comisiei a venit într-un mod, din punctul meu de vedere, foarte nepotrivit, cu două machete făcute de el, Regina Maria scaun, tron și Regina Maria în picioare. Le-am și publicat pe pagina de Facebook. Și el a spus că le-a făcut cu o seară înainte. Și vrea să facă acum un concurs. Deci o bătaie de joc. I-am rugat frumos să începeți acest cerc și să exprime doar asupra monumentului. Bun, până la urmă au spus că dacă nu facem alt concurs, ei categoric sunt împotrivă. Eu le-am spus categoric că nu fac alt concurs, pentru că este vorba de modul în care ei respectă sau nu respectă decizia pe care a luat-o așa comisie. Față de comisie n-au avut nicio obiecție, față de procedură n-au avut nicio obiecție, doar nu au câștigat cine vrut ei concursul ca să-și ia vreun comision mai greas, probabil, sau nu știu cum lucrează ei, problema lor, nu vreau să dau nicio apreciere. Cert este faptul că n-am reușit edificarea statuii din cauza lipsii avizului acestei comisii. Pentru că, în caz contrar, noi am fi reușit instalarea statuii în scuvarul liceului Gheorghe Sachi. De ce spun acest lucru? Fiindcă postamentul din piatră este lucrat și așteaptă să fie instalat și o parte din bani pentru acest bronz de 4 metri, efectiv, nu avem cu IDA. Pentru că nu avem autorizația de construire, ca să știm că dacă îi dăm, avem și punem
Nu doar să fac monumentul, ca să ținem în atelierul sculptor. Acesta a fost cel mai mare impediment. Singurul lucru bun care s-a întâmplat după aceste două refuzuri inexplicabile de comisie și pe niște motive absolut deplasate, că nu este statuie eclectică, că nu este sculptorul recunoscut și nu este consacrat. Adică chestiuni foarte greu de palpat, foarte, într-o zonă așa, incertitudine i-a aruncat această comisie. Până la urmă, Ministerul Culturii a înțeles ce a făcut această comisie și a desființat-o. În Sicilia s-a desființat-o. A rămas ca structură, dar a dat toți afară. Și cred că este cea mai mare reușită, fiindcă nu o să dau nume aici, nu este corect partea mea, dar unii din membrii comisiei, deși au Steaua României și au apartamente în București privite de la statul român, nu mă deranjează acest lucru, dar am impresia că lucrează pentru alte state. Fiindcă din cauza lor nu s-a instalat nici nou statuie regelui, statuie domnitorului Mircea al Bătrânului, de a fie statuie Chester la Ciocană. S-au găsit și bani, s-a făcut și statuia, dar a fost urât. Și nu era sculptorul consacrat. La fel nu era sculptorul consacrat în cazul statuiei lui Mihai Viteazu, care trebuia să fie tot ecliestră în fața, lângă, în acest scoarul este Mihai Eminescu, între Teatrul Național Mihai Eminescu și fosta bancă națională, Zala Guoga. Da, trebuia să fie Mihai Viteazu ecliestră. Și n-a fost iarăși, nu era frumos scoară, așa mi-a spus cei de la comisie. Și din cauza că nu era coana făcut corespunzător, nu a mai pus. Bine, Claudiu Cotovski, nu am nimic împotrivă, dar au mers, deci de 20 și ceva de ani, aceiași membri ai comisiei au avut grijă, au avut o diligență extraordinară ca să nu apară în spațiul public din Chișinău monumente române. Fapt care pe mine m-a scandalizat foarte tare. Acum așteptăm să fie numită nouă componență a comisiei. Trebuia după 6 octombrie să întâmple acest lucru, dar încă nu s-a întâmplat și nădăjduim că poate în primăvara anului viitor vom reuși să turnăm fundația de beton și să instalăm postamentul. Măcar, nu știu, 27 martie sau cum va rândi bunul Dumnezeu, deja nu mai depinde de noi, noi ce am putut am făcut până la această dată. Ca să închei relatarea, încă un minut, dacă îmi permiteți, doar informativ vreau să vă mai spun câteva lucruri. Monumentele galiste în Republica Moldova mai sunt. Și vă spun care sunt ele. Este vorba de monumentul celor 3 martie, monumentul de la Lipceni despre care v-am vorbit. Monumentul eroilor reîntregitori din satul fundului vechi, la 1 Glodin, care va fi inaugurat pe 21 octombrie, la orele 1. Sunt doi soldați redați în bronz și pe casca soldatului este monograma regelui Ferdinand. Un monument înalt de 5 metri, foarte frumos. Ceșmeaua generalului Georgescu Palele Ion, din parcul Valea Morilor, care sus, o să vedeți, la bărcul ceșmelei, este stema României întregite și recunoștință eroilor care au căzut pentru reîntregirea țării și acea temă este, de fapt, tema legalistă, care a pus-o cu aprobarea casei legale. Troița eroilor din satul Iurceni, care a fost restabilită parțial cu implicarea noastră, parțial cu implicarea Asociației Faptul în Vorbă din satul din orașul Nisporien și poartă monograma regiului Mihai I, este singurul monument de acest fel, care s-a păstrat din 1942. Bustul regelui Ferdinand din Feșterița, nu este restabilit, este inițiativa primarului de acolo, scapă acum numele primarului. Tudorean, da, tot un mare patriot. Și bustul reginei Maria din satul cu același nume, din Reunul Sol, care este, de fapt, mai mult un bust de cameră, fiindcă este lucrat în piatră sau în gips, dacă nu greșesc, și îl scot afară doar pe sărbători, când s-a aniversat cramul sau, eu știu, deschiderea anului școlar, ca să nu fie deteriorat de ploaie și de alte tenterii. Ce aș putea să vă mai spun? Busturi care au dispărut din chinatele regiului Ferdinand I, este vorba, monumentele busturi, este vorba de statuie regiului Ferdinand I din Ismail, care a dispărut fără o urmă în 1944 și pe locul ei a fost ridicată statuie ecuestră a lui Cotovski. Busturi regiului Ferdinand I din satul Busturi regiului Ferdinand I din satul Curături, comuna Alcedar, să știți că a fost și acolo un bust al regiului Ferdinand, nu s-a găsit decât o mărturie în ziarul Cuvânt Moldovenesc, Raionul Rezina. Bustul regelui Carol al II-lea din sediul casei eparhiale, lucrat de sculptorul Vasiliu, statuia regelui Ferdinand din Chișinău, despre care ați vorbit un pic mai devreme, și care a fost dusă, transportată la Iași în 1940, până la urmă cu aprobarea sovieticilor, fiindcă statuile care au fost evacuate din Basarabia în 40, ele au ajuns în România pe 12 septembrie 1940. Deci ele au stat în Basarabia până în septembrie, când s-a primit aprobarea
au fost o comisie mixtă. Nu, chiar n-au fost, au fost. Nu, au fost câteva. Consiliul Lupu, Ștefan cel Mare, Ferdinand parțial deteriorat, pentru că românii au încercat să l-au demontat prin explozie și piciorul drept și mâna dreaptă și capul s-a tortit. L-au dus la liceul industrial de băieți numărul 6 din Iași, unde au încercat să le restaureze, dar n-au găsit fonduri. Și în 1944, bustul se mai afla în subsolul acelui liceu, însă liceul a fost evacuat în Timișoara din cauza bombardamentelor. Statuia, nu bustul, mă scuzați, statuia a rămas în acel liceu, unde probabil a fost dată la topit, care a fost soarta celorlalte statui. În Iași a mai fost o statuie de Ferdinand de Bronz, în Biblioteca Centrală Universitară, care este și astăzi, și acela tot a fost dat la topit. Probabil și acesta a avut aceeași soartă. Da, asta a fost tot ce am putut să vă spun. Ce am vrut să vă spun. Eu vă mulțumesc frumos și încă o dată nu ezit să vă invit la evenimentul de duminică, ora 11, în orașul Urhei, parohia Sfântul Vasile de la Poiana Mărului. Și ultima informație, dacă îmi permiteți, vă îndemn sâmbătă sau duminică sau de sâmbătă să mergeți la Poșta Moldovei, va apărea în ediție limitată 6 cărți poștale cu primele 6 busturi care au fost refăcute în memoria regiului Ferdinand. A fost o muncă de echip împreună cu cei de la Poșta Moldovei, dar s-a reușit într-un final ca să fie această ediție limitată, 150 de cărți poștale, cu fiecare în total o să fie 6 tipuri de cărți poștale și de asemenea o coliță cu regiile Ferdinand și Regina Maria cu ocazia centenarului din Colonia. Iar la finele anului, Banca Națională va scoate, acum este la finanțat, dar o emisie monetară cu ocazia centenarului din Colonia. Avem și noi mici, mici contribuții. Inițiativa nu este a noastră, dar am mijlocit aprobarea casei legale pentru această emisie. Mulțumesc! Bravo! Mulțumim mult! Eu am ascultat, chiar am stat figura șoscată, după ce, dar încă o dată revenim. Ați încercat cumva cu autoritățile din Ucraina să consultați despre dispariția? Nu, dacă nu sunt vinovate autoritățile ucrainene, sunt cele sovietice. Nu, întrebarea e foarte bună, vreau să vă spun un singur lucru. Eu am... Suntem din Izmailabile, de asta trebuie. Lucrurile sunt foarte fișteiță și ele trebuie să facă o altă masă rotundă cu o altă tematică, dar ce vreau să vă spun, când lucram la războiul monumentelor la carte, am fost în satul Barta, pentru că este un monument care are monogramă regiului Ferdinand. Se păstrează. Și era fost primar de acolo, pe lângă monument, care stătea. E parcul, dacă știți, satul Barta, în centru satului. Și noi nu uitam, fotografiam, era asta, am găsit niște eroi, am găsit române. Băi băieți, dar voi și sunteți? Omul cu lijoară uitat, așa, sigur, frumos, ne întrebați. Că noi suntem de la o asociație cu istorie și acolo. Am venit să fotografiem monumentul, poate să refacem vulturul, că acolo vulturul e distrus. Dacă voi erați în 44, vă duc și eu în Sibirie. Și noi am înțeles că acolo nu-i din lume. Și omul foarte serios, adică nu o să țară niciun zâmbet. Am mai încercat prin intermediul sculptorului, care are niște rute la Odessa, să statonăm terenul la Șabu, pentru că la Șabu... Mă gândim că Ismail poate mâine bune să îngrăvă locul suborul în Turcii, că el așa timpul venit acum. La Șabu este mai real, vă spun sincer, fiindcă Georgenia a investit foarte mult în acea localitate. La Șabu, în vinerie, s-a restaurat muzeul și în muzeu este semnătura lui Carol al II-lea, care s-a păstrat din 38, iar a stat două rămâns acolo, ca și legarea patricului. Și este semnătura și este un muzeu. Și un muzeu, proprietarul e georgian, e o echiță și un muzeu, vă recomand dacă o să aveți posibilitatea, dar mă rog să mă înțească timpurile. În muzeu este un tablou uriaș al regelui Carol al II-lea, care a fost în acele locuri și care v-a spus și semnătura și tabloul. Și nu au niciun complex. Și mai ales că scoarul și postamentul... Nu, tabloul a fost scos la printer, la tipografie, nu la printer, că e plastificat. Dar în sens că tot istoricul este, așa cum a fost el autentic, din toate perioadele, și perioada grecească, și perioada sovietică, și perioada românească, deci n-au nicio problemă. Dar scoarul și postamentul bustului s-au păstrat integral și sunt debandate și erau ocazii foarte bune de pus un bust al lui Ferdinand. Vă spun că am încercat statuiesc terenul prin intermediul sculptorului care are rupt din regiunea Odessa, dar lucrurile merg foarte prost. Știți foarte bine care a fost soarta bustului de ministru din consulatul de la Odessa. Deci nu e chiar atât de bine cum credem noi. Deocamdată, cum mi-a spus un coleg care ne-a ajutat cu bani la varniță, haideți să facem întâi ordinea la noi acasă. Nu ca pruna ar fi casa noastră, dar întâi la noi acasă și când terminăm cu monumentele din Republica Moldova, ne gândim și facem. Mulțumim mult!
În continuare oferim cuvântul Crinii Carea, profesor de istorie, despre Regina Marie, personalitate care contribuie la schimbarea României. Cum a fost menționat timpul comunicării mele, este Regina Maria, personalitatea care a contribuit la schimbarea României. Regina Maria, a României, menționa următoarele. Mi-a fost dat să trăiesc cu tine, poporul meu, vremuri de restriște și vremuri mari îndeplinire. Pentru un timp mi-a fost dat să fiu călăuză, să-ți fiu ispititoare, să fiu ceea ce a păstrat flacăra via, aceea cea care a devenit centrul de îndârjire în zilele cele mai negre. Aceasta mi-o pot spune astăzi, căci nu mai sunt în viață. În acele zile mi-ai dat un nume care mi-a fost drag, m-ai numit mama tuturor. Și aș vrea să rămân în amintirea ta, aceea care pentru totdeauna să fii găsit în clipe de durere să te ridică. Închei celicitate. Născută în Anglia, descendenta reginei Victoria și a țarului Alexandru al II-lea a Rusiei, Maria a devenit suverana României după căsătoria cu Ferdinand de Hohenzollern. S-a îndrăgostit de țară și de oamenii ei, pentru care i-a însoțit prin încercări și necazuri de la începutul secolului al XX-lea. Ce sacrificiu mai mare poate fi în viața unui om decât acela care este obligat să nu-și poată duce destinul după cum îi dictează inima? A fi membru al casei regale și mai ales femeie nu era tocmai cel mai fericit lucru. Început cu vârsta de 13 ani, când frumusețea angelică de copil s-a transformat într-o amenințătoare extază a Afroditei, Maria a fost pusă în fața faptului împlinit ca cel puțin fiecare bărbat care intra în contact cu ea să o admire sau să se îndrăgostească de ea. Au fost câteva situații în care Maria a răspuns sentimentelor acelor galanți bărbați de viță nobilă sau lung. Crunt a fost momentul în care Maria, datorită standardului pe care îl purta, a fost obligată să-și alăture destinul alături de un om pe care aproape necunoscut. Ferește, aceeași a fost situația și a lui Ferdinand. Regina Maria era iubită pentru aura pe care o avea, ci pentru faptul că era o tradiție de familie. Iar practic, la începutul primului război mondial, urma o linie a politicii și diplomației casei regale britanice. Respectiv, unchiul său, Edward al XVII-lea, era cel care inițiază Antanta cordială, transformată mai târziu și extinsă în Antanta. Motiv pentru care Regina optase, încă din primii ani ai neutralității, intrării în război de partea Antantei, aceasta fiind meritul ei și un fapt pentru care ea aducea prestigiu și faimă încă din acei ani ai războiului în mass media internațională și inclusiv prin rândul soldaților, al țăranilor care erau cei mai afectați de război, foamete și sărăcie. Ea a constituit o rețea de ambulanțe, Regina Maria, precum și o serie de spitale sub aceeași egidă a Crucii Roșii Române, care ea era protectoarea și coordona activitatea. Totodată coordona activitatea cu alte Cruci Roșii din Marea Britanie, Franța și Statele Unite ale Americii. Aportul ei esențial în primul război mondial era ajutorarea spirituală a soldaților pe front, dar în spatele frontului, unde se aflau și soldații sau ofițerii răniți. Ea fiind mai mult un ajutor spiritual, aducându-le cărți, rugăciuni, diverse obiecte, aducându-le amintiri din familia regală sau fotografii cu Regina Maria sau dulciu sau țigări. De asemenea, ea le citea soldaților răniți. Apare fotografiată în presa internațională. Jurnaliștii din Statele Unite și Marea Britanie publică neîncetat, văzând-o ca o soră de calitate, dar și ca o regină soldat, pentru că ea a vizitat numeroase regimente de front. Există în jurnalele ei chiar o hartă cu traseele regimentelor vizate de ea pe frontul din Moldova, care fusese desenate de către agionantul ei, generalul Palic. Regina Maria, alături de fiicele sale, au știut să încurajeze, dându-le o educație princiară în educația lor regală. Dar totodată și le-a dat harul de a face voluntariat și diverse evenimente de caritate pentru a ajutora săracii.
Au fost organizate și spitalele de către celelalte societăți ale Cruce Roșie britanice și americane, unde Regina Maria avea cunoștințe importante. De asemenea, publicase o carte în My Country, iar banii strânși au fost dați pentru ajutorarea Crucii Roșii Britanice. Tocmai pentru a veni în sprijinul spitalelor din România. Deci ea îmbina activitatea de pe front, vizitând soldați, activitatea din spitale, dar în același timp publica fie că obținea fonduri care erau investite mai departe în ajutorarea Crucii Roșii sau pe de altă parte în publicarea articolelor făcând propagandă României și situației de pe front. În anul 1916 și refuzul de la Iași, refugiul de la Iași, ea folosea termenul de exil. Ea se simțea exilată de capitală, fiind ocupată de germani, fiind nevoită să plece de guvern și, regele Ferdinand la Iași. Ministrul culturii Lucian Romașcanu avea să afirme următoarele, citez: Maria a fost o figură inteligentă, curajoasă și puternică. Maria de Edinburgh credea într-o Românie modernă și unită. Viziunea sa politică, dublată de perseverență, demnitate și talent, în politica externă a consolidat relațiile României cu Occidentul. Închei cele citate. El a evocat întâlnirile de negocieri pe care Regina Maria le-a avut cu șefii de state și guverne la Paris, Londra, Bruxelles, Washington, care au făcut din acestea o figură legendară a diplomației române. De asemenea, a amintit pe regina soldați și mama răniților care a mers pe frontul primului război mondial, devenită un simbol al românilor în momentele dificile. A iubit România și a fost, la rândul său, extrem de iubită de popor. Mai mult, Marie de Romanie a devenit membra a Academiei de Bordeaux, accentuat ministrul culturii. Regina Maria României nu a avut un simplu rol decorativ, ci pentru acela de a cuceri mai departe noua dinastie creată. De asemenea, a fost un camarad de nădejde pentru soțul ei, luând parte alături de acesta la toate marile încercări prin care țara a trecut. Contele Saint-Olé, ministrul Franței, la București, avea să afirme despre rolul reginei în timpul războiului. Încep cele citate de către ministru. În fiecare dimineață, regina, în uniformă de infirmieră, însoțită de o doamnă de onoare și de un grup de bancardieri voluntari, se duce la gară pentru a-i pune pe răniți. Regina înfruntă moartea și ceea ce este fără îndoială cel mai greu, depășește oboseala unei zile nu de 8 ore, ci a unei zile care se întinde până noaptea târziu, cu 16, 17 sau 18 ore de muncă, pe cât de respingătoare, pe atât de periculoasă, în mijlocul emananților infecte ale cangrenelor. Când este vorba de regină, nu ne referim la curaj. Curajul presupune teamă și energie de a învinge. Sentimentul necunoscut pentru o suverană, a cărei îndrăzneală duce o invulnerabilitate, închei cele citate. În momentul în care a devenit regină, Maria a fost primită cu un entuziasm de nedescris de către întregul popor român, fie de la un simplu țăran, fie el un politic. Se spune despre un om că adevăratul lui caracter se vede în momentele cele mai grele ale vieții. Acele lucruri inabile, de grele pentru poporul român, au făcut ca regina să-și arate virtuțile. Atât de grele încât regina, după cum ea însăși sublinea, făceau să aibă dimineți în care nu-și mai dorea să se trezească. Ne referim aici, bineînțeles, la prima conflagrație mondială. Acum este momentul în care regina intră în scenă, dându-și jos coloana de regină și punându-și mitra de soră medicală. Această mitră nu a fost un lucru simbolic, ci a fost un fel de mantră, cu ajutorul căreia regina s-a metamorfizat, devenind mama tuturor românilor. Cuvintele nu sunt deloc exagerate. Din contră, sunt prea puțin bogate pentru a putea sublinia rolul reginei. Fiecare român care a intrat în contact cu ea, fie el tânăr, bătrân sau orfan, fie el rănit pe front, fără mâini, fără picioare, ori bolnav de gripă spaniolă sau tifos, s-a bucurat în mod egal
legat de atenția și îngrijirea reginei. Ce altă regină cunoașteți care să meargă pe linia întâi, prin noroi, prin joanțe, să se îngrijească de soldați? Poate că acesta este și motivul prin care iubirea pentru țară a fost cel mai profund sentiment pe care l-a nutrit vreodată, ajutându-i de a-l cunoaște pe soldați, despre care spunea că sunt bravi, dâși și foarte modești, mulțumindu-se cu foarte puțin a consulta cu talpa și cu inima acestui popor. Alături de acești bravi ostași, a ascultat exact acele părți urâte pe care, în genere, unii conducători nu vor să le vadă. Vaete, oameni mutilați, mizerie de oameni plini de păduchi au fost probabil lucrurile pe care i-au întărit cugetul, că ea trebuie să facă cu adevărat ceea ce poporul, ceva pentru poporul român. Pe front nu au purtat nici măcar mănuși de cauciuc pentru a se feri de boli și avea dreptate să nu le poarte. Cum putea acei oameni să salute mâinile reginei cu mănuși de cauciuc pe ele? Tot ceea ce a făcut regina pe front a fost deliberat și asumat, de altfel gripa de care se îmbolnăvise a fost aproape să-i aducă sfârșitul. Se spune că atunci când car copaci în pădure cei care au suflet, îl aud. Poate că acei copaci căzuți au fost lacrimile de sânge vărsate pe pământul țării poporului român, iar însăși în ocuparea bunătății sufletești au fost chiar regina. Nu vorbim aici neapărat de acei soldați tineri, ci de acei bătrâni care la 70 de ani și după o viață plină de cuzuri și multă amărăciune au văzut în Maria întrupiparea acelei liniști pe care ei și-au dorit-o întotdeauna. Înțelepciunea lor, dobândită și moștenită din generație în generație, a făcut să poartă vedea în regină ceea ce ea era cu adevărat. Acea ultimă făptură din cutia Pandorei a poporului român. Speranța și da, regina a fost întrupiparea speranței. Cu și prin ea, idealul poporului român a devenit realitatea visului milenar. Despre Marea Unire putem spune cu certă credibilitate că este un eveniment strâns de trei mari personalități ale poporului român. Regina Maria, regele Ferdinand și un mare om de stat, Ionel Brătianu. Regina Maria poate mai mult decât orice alte cuvinte, s-a bătut pentru a asigura reîntoarcerea Transilvaniei, Basarabiei și Bucovinei la România. La sfârșitul primului război mondial, a adormit pe câmpurile de luptă ale celui de-al doilea război balcanic și ale primului război mondial. Alături de soldați, prin forța de nezdrucinată a voinței sale, această prințesă britanică s-a redefinit pe sine însăși ca româncă, oferindu-le supușilor săi o mai bună înțelegere ce urma să fie România, decât oricare din viziunilor fasciștilor sau comuniștilor autohtoni care au urmat după ea. Există un singur bărbat în România și acela este regina Maria, menționa colonelul Charles de Saint-Olay, ambasadorul Franței în România. De ce este importantă regina Maria pentru toți românii de pretutindeni? Regina Maria și-a îndeplinit datoria pe toate fronturile activităților sale, dar presus de toate pe acela de al încurajării și ridicării moralului acelora care au înconjurat și au trebuit să decidă în cele mai tragice momente soarta țării și poporului său. Se poate afirma că în răstimpul pribegiei noastre în Moldova, regina Maria a întruchipat aspirațiile cele mai înalte ale conștiinței românești. Prin modul în care a influențat în 1916 intrarea României în război și din nou în 1918, când aproape numai datorită ei, regele Ferdinand, nu a ratificat dezastruoasa pace de la București, regina a așezat ca ctitoriță a României întregite și ca una dintre cele mai mari figuri ale istoriei noastre naționale românești. Mulțumim plinii pentru această comunicare. Chiar astăzi a depus dosarul la doctorat. De asta nu
Și tema este Regele Mihai din istoriografie. Temă foarte complicată și foarte grea. Îi dorim succes! Și o așteptăm la bibliotecă. Nu mașa, numai la bibliotecă. E bibliotecul. Mama e bibliotecară. Lucrul să faci în bibliotecă, acasă nu poți supăra. Patul e aproape, computerul, ceai, unul, sună, la bibliotecă când vii, izolezi din toată lumea și aici faci carte. Stimați prieteni, avem încă două înscrieri, dar nu s-au prezentat și nu știu de ce. Așa, în condiție, oferim cuvântul părintului doctor Viorel Cojocaru, care va vorbi despre activitatea regiului Ferdinand în plan religios și cu asta o să încheiem comunicări, dar vă fie întrebările, dezbateri, o să vă invităm. Poftim, părinte. Bună dată, asistență, eu nu am pregătit de fapt să vorbesc nimic așa, fiindcă n-am fost interesat de persoana Regele Ferdinand, în cont că atât de bine s-a evocat această personalitate, dar am observat o carență. Totuși, trebuie de menționat faptul că și contribuția Regelui în plan bisericesc, în plan religios, și asta trebuie să mă manifestăm noi, fără el, să fie căsătorii bisericii. Să nu tăcem, să punem lucrurile pe nume, pentru că doar în statul nostru român foarte bine s-a cimentat așa, s-a coagulat această funie dublă, biserică și națiune, mântuire și etnie. Sunt chestii foarte frumoase, care și astăzi au rezistat și atât de mult a elogiat această combinație cu succes, dacă putem spune, acestor două paradigme, una religioasă și alta laică. Ce țin de Regele Ferdinand, trebuie de menționat faptul că el a susținut diplomatic, foarte intens, la nivel diplomatic, ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhie. El a fost cel care a susținut, care primește scrisori diplomat și se recunoaște și alte sălori. Totuși suntem un regat, suntem un stat, avem o istorie și necesită ca Biserica Ortodoxă Română să fie ridicată, să ajungă la nivelul celorlalte biserici române, mai mult ca atât, că pe atunci, ca și în prezent, la nivel de densitate a populației, Biserica Ortodoxă Română are cel mulți creștini ortodoxi declarați, la nivel de densitate a populației. Dacă ultimul recensământ al Federației Ruse, era vorba de 31,2% ortodoxi la nivelul populației, la nivelul de state. Deci acesta a fost un indice care a contribuit enorm. Și ne dăm seama cât de greu a fost și atunci este recunoașterea unui tomos de patriarhie, având acum recent experiența Bisericii Ucrainene, care încă totuși nu este un consens de recunoaștere canonică autocefalie acestei Biserici Ortodoxe Ucrainene. Și datorită insistenței, datorită diplomației și aceste încurajări religioase pe care a avut-o Regele Ferdinand, noi totuși am reușit să obținem într-un timp destul de scurt acest titlu de patriarhie. Primul care l-a cunoscut a fost Patriarhia Ierusalimului, ceea ce ne bucură faptul acesta, cei care a recunoscut acest titlu de patriarhie, ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhie. Din alt punct, în alt aspect, am văzut corespondența fructuoasă a Regelui Ferdinand, se află în Muzeul Mănăstirii Toplița, cu primul patriarh, Miron Cristian. Unii discutau probleme de biserică, legate de biserică, probleme legate de revigorarea ortodoxismului aici, în spațiul românesc. Și probabil că din aceste discuții care s-au întrepătruns așa și la nivel local, noi astăzi avem la Bălți un monument al Unirii, un monument simbolic. Trebuie să recunoaștem că Catedrala Sfinții în Palatul Constantin și Elena de Bălți este rezultatul implicării Regelui Ferdinand ca simbol al unității naționale. Avem Catedrala la Bălți și avem Catedrala la Cluj, ca simbol al Unirii Basarabiei cu Patria Mamă și al Unirii Ardealului cu Patria Mamă. Deci aceste două simboluri tot sunt contribuția casei regale prin plecarea Regelui Ferdinand și nu în zădar în acest context la Sfințirea Catedralei de la Bălți a venit întreaga casă regală. Sunt fotografii de epoc când îl vedem pe Regele Mihai, cum înaintează, cum practic participă festiv la Sfințirea acestei catedrale. Și Caragiole a fost, da, a fost cu mama împreună, da.
Altceva, cred că s-ar putea să, dacă avem un acces mai liber la informații, s-ar putea să publicăm o corespondență a Mitropolitului Gure Groză cu regele Ferdinand. Ceea ce am reușit, s-au identificat în revista Luminătorului doar câteva scrisori în diverse probleme, mai ales în recunoașterea sau în problema de reintegrare a Bisericii Ortodoxe Basarabene în cadrul Patriciei Române, în care foarte mult a influențat Casa Regală. Totodată, pe de altă parte, un aspect negativ, faptul că nu i-a permis Mitropolitul Gure să intre în altar, așa cum se obișnuiește în bisericile bizantine, ca regele să intre în altar, prin ușile împărătești, prin doar slujitorii altarului, datorită faptului că avea regele Carol al Groilea, iar creant un concubinaj. Deci, în acest context, cred că ar fi trebuit istoricii, în colaborare cu biserica, să se aplece mai minuțios asupra acestei funcționalități, să scoatem din anonimat și să deshumăm istoria, pentru că totuși a fost înhumată destul de atât în perioada comunistă, ca tânăra generație să cunoască valorile care trebuie prețuite și care trebuie să promovate în continuare. Totodată, în actualitate, țin să menționez că Mitropolia Basarabiei, prin diferiți preoți erarhi, sunt în strânsă colaborare cu Asociația Monumentum, condusă de avocatul Ioan Rusanovski, în care contribuim, încercăm să fim parte a acestor proiecte de reedificare monumentelor românești din spațiul Basarabea. Deci, nu în ultimul rând, noi, ca Biserică Românească, ne rugăm la Dumnezeu să fie pace. Pentru că am impresia că trebuie niște lucruri destul de complicate și doar Dumnezeu poate să facă în așa fel încât să rămânem așa cum suntem sau și mai mult poate să ajungem să revedem unirea că sunt și un spațiu românesc întâi. Mulțumim pentru atenție. Mulțumim pentru atenție. Cu aceasta noi am încheiat comunicările. Dacă sunt comentarii, întrebări, poftiți, completări. Completări la ce a spus părintele. Legătura lui Ferdinand I cu biserica. Vă aducem la cunoștință că procesiunea din coronare a avut loc în biserică. Da. Biserica întregirii de la Brăiu. Biserică construită special pentru acest eveniment. Ceremonia a fost oficiată de un sobor de preoți. Da, uite cu Miron Hriste. Miron Hriste, da. Iată legătura cu biserica, dar, părinte, dacă puteți explica, eu v-am citit undeva. Ceremonia urma să aibă loc în biserică, dar a avut loc în față bisericii. Pentru că erau foarte mulți biserică din vină încăpătoare, vreau foarte mult să vadă mesajul, să vadă ritualul de încoronare, pentru că era pentru prima dată în istorie. Și atunci s-a făcut în mod public, să fie vizibil de mai multe persoane, mai zice că nu încăpeau niște 30% din delegațiile regale care au venit să participe. E și altă persoană, dar Ion, este a noastră obiecțiune. Îmi pare că regina nu era ortodox, era catolică. Era catolică, dar asta nu cu nimic. Nu. Deci nu a fost, ce vreau să facem, nu a fost cronie, a fost în coronare. Înțeleg, coronare, dar îmi pare că a avut rezervă biserică la încoronare în biserică și a făcut-o în afară, în fața bisericii. Am citit într-un articol din Dacă România că aceasta era problema. Multă lume era. Deci însuși invitații oficiale, nu era spațiu. Dar în biserică stau ca pitorii, da, stau ca pretele, reșelul și aligenii. Merită o trece menționat că cu câțiva ani buni în urmă, în aceeași biserică, Biserica Reîntregirii, s-a cununat Basarabean Iulian Rusanovski la soția lui Românca de la Bacău. Tot o formă reîntregire. Alte comentarii, întrebări, dacă sunt. Bravo. O mică completare, dacă îmi dați voie. Că e foarte bun subiect care l-am abordat pe drelul cu jocarea și, într-adevăr, eu acum stau și mă gândesc că atât de câți ani învârtim în jurul lui Ferdinand, dar niciodată nu mi-am pus problema care a fost relația lui cu biserica și este, într-adevăr, o scăpare, aș putea spune, chiar mare, fiindcă la mănăstirea Rud,
găsim pisanie de la 1925, unde scrie că a fost re-ctitorită sau re-făcută din temelie, nu chiar din temelie, adică zidul bisericii, e cel vechi, din secolul XVIII, dar regele Ferdinand așa a avut atribuția la restabilirea acelui schid, pe atunci se numească, avea statutul de schid. Și cel mai frumos gest de curtoazie în față de Biserica Ortodoxă, care în față de poporul român, care în majoritate este ortodox, cred eu că l-a avut regele Ferdinand prin botezarea propriului copil la Ortodoxie, deci după legea țării. Carol al II-lea, așa cum a fost el, cu toate mitecnile lui, dar a fost botezat ortodox de o familie regală care, de fapt, era de rit catolic. Ceea ce nu prea se întâmpla, pentru că Ferdinand și așa a fost desproprietărit și dezmoștenit și exclus din casa regală al Austriei, că a îndrăznit să întoarcă armele împotriva Germaniei, deci a avut foarte mult de suferit, după care și-a asumat și niște riscuri de a intra în disgrația Bisericii Catolice, ceea ce nu era deloc ușor pentru la statutul lor de familie regală. Dar totuși au făcut acest lucru. Și iertați în lipsa de modestie, dar vreau să mai spun un lucru. Și cu asta, după asta atac. Căutând disperat în arhivele noastre de la Chișinău, poate mi-am găsit ceva despre vreun monument din Răun, din județul Soroca, am identificat lista delegaților din Răunul Soroca la ceremonie din coronare, că ați spus de ceremonie, mi-am adus aminte acum. Și am găsit între cei 100 și vreo 20 de delegați, străbunelul meu, Simeon Rusanovski, care a fost... Fotografia. Nu știu dacă apare fotografie, nu știu cum arăta, dacă vreți să mă credeți străbunelul meu. Am cauți aici. Dar m-am găsit, Simeon Rusanovski a fost prezent la ceremonia din inaugurare de la Alba Iulia. De bine a fost cumva un imbolt. Deci a spus că vreau din timpul. Alte comentarii, dacă s-a poftit. Stadionul Dinamo a fost construit iarăși în cinstea regiului Ferdinand și s-a numit regiului Ferdinand. Exact. Da, sperăm să revie la au contribuit. Chiar dacă s-au făcut un an de zile după ce s-au a fost discuții foarte Așa e. Bun, deci domnul Sergiu Gurin se obligă să redenumească stadionul Dinamo și stadionul Regele Ferdinand. Noi îl susținem. Asociația poate să vină cu un dimers și a fost bine. Da, noi suportăm, am bine la pealdă, dacă sunt întrebări. Dacă nu, noi mulțumim din partea organizatorilor, celor care au venit cu comunicări. Cred că n-ați fost dezamăgiți de aceste comunicări. Ne mulțumim tuturor celor care au vorbit și pe noastră care au fost prezenți și vă mai așteptăm la evenimentele care ne-am organizat. Mulțumim! Mulțumim!